Salut, camarazi! O să vă vorbesc astăzi despre unii dintre cei mai faimoși interlopi români. Știți și voi că oamenii ăștia o țin langa, cum se zice, nu se mai opresc, nu se mai potolesc, sunt sclavii banilor, deși au bani destui. Vor cum vor și ea de peste ocean să pună miliarde peste miliarde, că nu se mai satură, ăștia pun milioane peste milioane, sute de mii de euro peste sute de mii, peste sute de mii de dolari și întotdeauna dau de mâncare sistemului polițist, justițiar, întotdeauna sunt clienții preferați și ai presei și ai televiziunilor, oamenii ăștia în inconștiența lor nu se mai opresc deloc, știți? Adică adevărul că mulți sunt scurți în bandă și duși cu pluta, sunt mamonul, îi conduce, dracu prin bani îi conduce, oamenii ăștia nu mai știu să pună punct și în același timp, din cauza lor, plătim noi și poliția, și justiția, și administrația națională a penitenciarilor și zeci de mii de indivizi care mai mult sau mai puțin toacă frunză la câini din cauza ăstora care îi salvează, să zic așa. Astăzi o să vă vorbesc despre Amar Duduianu din celebra familie, din celebrul clan Duduianu, de fapt clan, nu e clan, e o familie. Așa a fost ridicat de mascați de acasă. El și Alex Poraditu închiriau mașini de lux și le vindeau la dezmembrări, adică mai pe românește cu acte false, cu permise false, închiriau mașini și după aia le duceau la dezmembrări în aranjament și cu ea și le făceau bucăți și le vindeau pe bucăți. Serviciul de furturi de autovehicule al capitalei a pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliare și 6 mandate de aducere, în general în județul Ilfov și în județele învecinate. Sunt cercetați pentru înșelăciune, fals material, fals înscrisuri oficiale și pentru uz de fals, adică poate să iasă vreo 4-5 ani de pârnaie, știți? Trei persoane, din care două au fost arestate, sunt cercetate în dosarul de înșelăciune, au indus în eroare firme de închiriere, general de la cei de la Rent-a-Car, de la alte firme de-astea care închiriază mașini. Au închiriat mașini din București, din Cluj și din Constanța cu acte false, luau mașini de lux, probabil că le scoteau GPS-ul, că altfel puteau fi găsite, le căutau GPS-ul, probabil că au și ei oameni care se pricep la tehnologie, că la banii care iau e ușor. Și le scoteau GPS-ul, prejudiciul e în jur de 130.000 de euro. Deci oamenii ăștia se prătează, deși au milioane ascunși până grădină, îngropați sau eu știu pe unde îi bagă ei, până temelia casei sau până pereții casei, se prătează la o, ca să zic așa, o șoricărie de 130.000 de euro, care mie mi se pare penibil la cât sunt ei de cunoscut și câți bani au, mi se pare penibil, dar mă rog. Au fost duse persoanele la audieri, două dintre ele au fost arestate pentru 30 de zile, micul Dumitrașcu, zis Amar, și Alex Poraditu, membrii importanți ai clanului Duduianu, din care fac și parte, bineînțeles, eu am stat și eu cu ei la Jilava, când se duceau la baie, se duceau în șir indian ca pinguini, erau vreo 25-28, o celulă întreagă, erau numai ei, că era și bunicul, și fiul, și nepoții, și verii, și mai știu eu ce, știți? Așa.
Deci oamenii ăștia intră la pârnaie cu toată familia, ies cu toată familia. Deci din noiembrie 22 până astăzi au țepuit, să zic așa, firmele Rent-A-Car și altele, de, cum v-am zis, din București, din Constanța și din Cluj, au găsit și au căutat și au găsit firmele pe internet, le-au contactat telefonic, au dat identități false, permise de conducere falsificate și, cum v-am zis, au demontat GPS-ul și după aia le-au dezmembrat, înțelegeți? Au fost mai multe cazuri în județul Prahova, în județul Buzău, Ilfov și, cum v-am zis, și la Cluj și la Constanța, o parte din ele. La acțiunea asta e implicat și parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 3. După cum știți, Anasel Duduianu e dat în urmărire generală prin Interpol, a fugit la Londra, unde a nimerit acolo și la o bătaie cu niște interlopi din România și a fost bătut măr, așa, a fost și spitalizat pentru că era rănit destul de bine. Cum să zic, oamenii ăștia o țin numai pe bătăi și iar bătăi, atâta îi duce capul, știți, mai mult de atâta, nu știu, bani, bătăi, manele probabil și păcănele sau barbuți, știți, atâta îi duce minte, atâta fac, așa. Anaser Duduianu are 35 de ani, pe numele lui adevărat e Florin Duduianu, deci de dat în urmărire încă de pe 15 august anul trecut, înțelegeți? Dosarul penal la care era acuzat era de șantaj și tâlhărie deschis de... la plângerile maneștilor Florin Salam și Nicolae Guță, știți? Interlopii români, cum au fost Duduianu ăsta, Anasar Duduianu, moldoveanul ăla care a fost omorât la Londra cu bătut cu bâte în care se înfipsese cuie, piroaie, Ghenosul, chiar și celebru fanespoitorul, când s-a dus în Canada, s-a blocat, n-a mai știut ce să facă. Ghenosul la fel, când a ajuns la Londra, l-au prins după vreo două luni, că oamenii nu vorbesc limbi străine, când ies din elementul lor România, deci sunt varză, înțelegeți? Așa și Anaser Duduianu intră tot în categoria asta de interlop român care nu știu să se descurce afară, că habar n-au ce e pe lumea asta. Ei umblă ca pe, înnoată ca pești în apă pe aici, pe România, unde sunt aranjați cu comisarii de poliție, cu chestorii de poliție, că poliția română știți că e cea mai coruptă instituție, împreună cu justiția română, cele mai corupte instituții. Deci cum e, cum au pășit granița, sunt varză, știți, sunt mâncați, așa. Fuga iurea, că îi prinde ăștia ca pe pești. Hai că vă pup, camarazi, pa!